Bună ziua, bună ziua dragilor și bine v-am găsit și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Mama Lucia Rețete Simple. Am revenit și eu după o săptămână, chiar cu o săptămână n-am mai postat nimica, am avut un pic de stres toată săptămâna, dar încet încet se rezolvă totul și sperăm să fie totul mai bine. Și vreau să vă spun că astăzi nu fac eu aici nimic de mâncare la mine. Am să mă duc acum la Emma, ea deja a început acolo un pic pregătirile, ca un pic de pregăteală mai mare, pentru că trebuie să facă pentru cineva ceva fain și ea cu Marcu face mai multă treabă și eu mă duc să-i ajut, o să vă arăt imediat când ajung acolo. Ce vreau să vă spun? Îmi pare rău că n-am făcut toată săptămâna nimica, dar cu puterea Domnului o să încep să fac mai mult. Știu că asta este, dar mai intervine și câte un stres și știți cum este. Când lumea este în stres, nu prea are așa chef de nimica. Cam asta este. Revin imediat de la Emma. Vă pup cu mult drag, dragilor. Bună dimineața, dragilor. La noi e ora 11, aproape amiază. Ne pregătim aici, uitați câtă ceapă, pentru că facem un chili con carne. Și acum am început cu ceapa și restul avem să... Vrem să vi-l arătăm. Ok, revenim. Ciao, ciao. Aici am gugușarii care am să-i spăl și să-i tai în cubulețe. Asta e următorul pas acum. Și așa, bună dragilor, acum apar și eu pe cameră, că nu prea am vrut să apar pentru că de la atat ceapă mi-a curs ochii atât de tare. Avem așa cantități mari din cauza că pregătim pentru un prieten care are un eveniment astăzi și ne-a rugat să-i facem chili con carne pentru 35 de persoane plus tiramisu. Și acum eu fac un mise en place cu de ceapă și gogoșarii ăștia și restul este în doze, pentru că kidney, fasole kidney, boabete, cucuruz și așa mai departe. Am să vă arăt după aceea. O să pregătim afară, în grădină, în alea pe grătar, că avem și funcțiune pentru oală. Pentru că dacă facem aici înăuntru, are nu mai scurt mirosul 3 zile din casă. Și așa că... afară la aer liber. Ok. Și aici am două firii de mascarpone care am să le pregătesc aici în ăla asta mare cu frișcă și zahăr praf. N-am recipient așa mare, de-aia trebuie să iau ăla asta, care e mai mare ca mine aproape. Și am să vă arăt cum am să procedez. Am pus două pachete de zahăr praf. Aici am un pachet de zahăr cu vanilie care le amestec aici împreună toate. Așa. Aici este zahăr frișcă, 1 kg și acum am să văd cum amestec. M-am suit pe scaun. Bun, și asta care face frișca să fie mai stabilă. Pun și aici. Și am să amestec mai departe. Nu se iar pe scaun. Thank you.
deocamdată 1 litru de lapte. Mi-am pregătit cafea. Am să-mi aduc puțin amaretto. Și acum începem să stivăm. Mi-am pregătit aici. N-așteptam să le pun. Începem treaba. Wow, chiar fi mult. Amaretto. Să încerc să fac 3 caserole ca să fie de ajuns 35 de persoane, cum am spus. Așa, și acum încetăm mai departe. Să le stivez cât am putut de rar și acum trebuie să punem mascarponele. Asta e aici. Un strat. Și cam așa. A apărut șefa. Bună ziua, dragilor! Da, v-am filmat ceva. Scurt să vă spun, dar deja Emma este în acțiune. Da. Da. Wow, câte platouri ai făcut? Primul. Acum vreau să mai fac următoarele. Uh-huh. Cam 3 m-am gândit că ajunge. 10 de... 10 platouri? Nu, 10 persoane de platou. Cam 35 de persoane. 3 platouri. 3 platouri, da. Da, ok. Wow. Okay. Ai făcut cu amaretto, richtig, cu cafe. Dar n-am pus espresso, am pus cafe. Ia, nu contează. Ok. Și așa, dragilor, am apărut aici la Emma un video. Scurt vă arăt aici așa. Marco pregătește astăzi pentru niște prieteni de-a lui un chili con carne. Și vă arăt aici câtă pregăteală are. Și cum vedeți aici, are 10 kg de carne tocată. Acum începe să pregătească. Aici este Marco. Zacman, halo Marco! Criscot. Da. Și bulionul, uleiul, ardeii, totul trebuie tăiat aici. Pregătim imediat, îl ajutăm și pe el să lucreze. Și-o pregătit o ală mare aici cu ceapa călită, pe cum vedeți. Bravo, Marco! El e bucătarul. Cam așa un pic, vă arăt așa un pic grădina, vremea asta întunecată pe aici, dar nu-i frig. Și Emma a terminat cu 3 platouri de tiramisu. La noi aici e foarte caotic. Acum e caotic, normal că se face mâncare, se face mâncare la... Pentru un eveniment. Pentru un prieten. Cam așa. Ia. Da. Acum o filmăm pe Emma aici cu roșiile la
Câte chile are? 2,650 kg, scrie acolo. Sunt roșii întregi în buion, care le dă cu blenderul imediat. Da. Cu două pachete. Două pachete. Câte? Trei? Două s-o adus. Mai am unul aici, da. Am. Da, mai, eu pun numai pune două prima dată. Ok, atunci... Ai filmat afară ardeii tot alea ce au făcut? Fasolea? Încă nu, că numai ceapa și ardeii le-am filmat. Uh-huh. Și acum pregătește alea. Carnea. Ia. Ok, revenim. Ok. Și aici, cum vedeți, el tot treptat pune carnea prăjită și a separat în tigaie și o aruncă aici anuală. Și acum eu pus aici bulionul. Deci așa, un ghefei așa aproximativ vă arăt. Cum credeți că am avut filmat aici ardeii? Nu toate avem aici. Și ce ați luat două din astea? Am două astea de kidney, fasole roșie. Kidney. Și aici am o doză de porumb, cucuruz, cucuruz. Cucuruz. Yeah. E numai la două zile astăzi. Yeah. Nu numai. Zic eu, atât. Fără mine treaba nu funcționează. Fără tine nu funcționează, bine șefa. Ia. Fasole frumoasă, treabă clătărită o țără. Și picut, ne? Bună. Ce frumos e cucuruzul. E bun? E bun? Ia. E să buși pe? O să mânci așa cucuruz. Foarte bun. Și cum vedeți, așa arată aici chili con carne. Să și probăm. Și aici, dragilor, cum vedeți, trebuie să fac o plăcintă de lămâie la copii, la școală și la grădiniță, ca o mâine carnaval. Și trebuie să ducă fiecare câte ceva. Și eu m-am zis să facem câte o prăjitură de lămâie pentru fiecare cu glazură faină. Și le punem la unul căpșun de pupă și la unul lămâie. Vedem cum o ordnăm. Nu? Hai, n-ai înțeles. Eu primesc căpșuni pe lângă, platou, care le punem puțin în ciocolată. Azo. Și vreau să vă arăt aici ce am pentru prăjitura mea. Am mai făcut eu mai demult prăjitura asta. Aici, cum vedeți, am pus 350 de grame de unt și 350 de grame de zahăr, la care am să-i mai pun deasupra două vanilii. Și am să-l bat. Am 6 ouă, 350 de grame de făină, am ras o lămâie și sucul de la o lămâie. Și un praf de copt, cum vedeți. Și aici avem zahărul praf și lămâie pentru glazură. Și am să trec imediat în acțiune, dragilor. Și acum vreau să mixez zahărul. V-am spus 350 de grame de unt, 350 de grame de zahăr și 2 vanilii. Acum îl mixăm așa încet. Untul trebuie să fie moale, știți? Și acum treptat îi punem tot câte două ouă și îl batem iară. Thank you.
vedeți, până acum i-am pus 4 ouă, mai am 2, bat bine până se face cremic. Și acum vă arăt aici pe Emma că ea face căpșunile în ciocolată. Foarte fain le face. Ca și o decorație pe lângă. Pe lângă vine. Și să se bucure copiii, că la toți copiii le plac căpșuni, mai ales și în ciocolată. Da. Cam așa. Sehr schön. Treabă foarte dificilă. Nu-mi place mie așa treabă. Da. Ce mare asta. Imediat o bucă. E mare, da. Așa dulce, bă. Gate. E prin acesta. Și așa cum ați văzut, am bătut aici toate 6 ouăle. Avem aici zaftul de la o lămâie. Punem și pe el, să fie faină. Și avem aici coaja de la o lămâie. Și acum batem bine, să se împrăște peste tot lămâia. Și aici avem 350 de grame de făină și un praf de copt. Dacă aveți sită, dați-l prin sită. Eu acum nu mai dau prin sită, că eu mai nu știu ia care... Sită. Ai sită din aia. Te rog frumos, de la România. Ah, de la România ai sită. Hai să mă sui pe scaun. Ah. Atunci dăm sită aia. Ce crezi tu? Am adus-o de la România, am adus-o parte, da. Unde am pus-o? Mm-hmm. În bibliță. Au! Stai atunci, stai închid până vii. Da, avem o sită de la Arad. Da. Sită. Sită. Punem toată făinuța aici. Și o cernem așa fain. Wow, Emma, am uitat cât ți-am adus-o. Așa pe cea mama. Țac, 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 țac. Amestecăm așa. Fain. Nu, da. Nu, e acolo. Îndreaptă. Da. Stângă mai. Amestecat-o ca să pot să o amestec, să nu sară făina în sus. Asta le place la copii aici, citron în cuchă, zice ei. Și cam asta este aluatul pentru prăjitura de lămâie. Emma, trebuie să mă ajut, că cu mâna mea n-am putere, că mă doare mâna. Ca să punem atâta. N-am putere să ridic aici, pune-o cu așa. Mâna mea. Așa poți să pui. Ia, adu-și eu alalt. Facem două forme. Și ne iasă două prăjituri normale. O fac într-una din ăla mare, dar așa... Să știi că e fain așa în două din astea.
Eu ți-am zis de mult să faci așa. Ia. Și se porționează bine. O să tai mai frumos. Ia. Și poți să împarți. Una ție, una mie. Da, așa și am să fac acum. Iar ai învățat ceva de la mine. Tot timpul trebuie să învăț de la fața asta, ce să mai vă spun. Revin imediat după ce le aranjez un pic. Și cum vedeți, avem două prăjiturele aici. Oh, ce frumos arată căpșunile tale, Emma. Ia? Ia. Îți place? Îmi place. Trebuie să le fac o poză imediat. Dar nu-mi place lucrul ăsta. Ia. Aici vi-l prezint pe Luis. Emma ne prăjește aici cartofi și Marco ne face grill afară. Băi, grüß mal die Leute, sag mal hallo Leute. Bună ziua. Bună ziua. Ce faceți, bine? Spune, bine? Bine. Hai, dă-te jos de acolo. Îi trebuie ceva. Jos. Și acum facem grill party. Da, Marco? Mm-hmm. Acum de-abia îl pune. Așa, astăzi numai grill, pomes. Cam atât. Și fasolea este gata aici, cum vedeți, o oală mare pentru eveniment. Emma? Și acum vă arătăm finalul la grillul nostru. Este aproape gata. Bravo, Marco! Ia. Și cum v-am spus, facem gustul pentru prăjitură. De lămâie, un pachet aici plin de 250 de grame avem. Și mai pun de aici încă jumate de pachet. Deci... Bine, nu spune și la, am obosit, dacă mă voi. 350 de grame ca să avem destul gust. Avem zaftul de la două lămâi, lămâi mari. Așa ți le-ai. Și punem două linguri de apă. Cred că pun două jumate. Și acum îl bat cu mixerul ca să iasă fain. Și restul ăsta ca să fie de ajuns. Oh, mai două pachete de zahăr, două lămâi mari și două linguri jumate de apă. Și bateți repede cu mixerul și asta este. Și așa arată, ornate cu lămâie și căpșunele care le-ați văzut că le-a făcut Emma. Și acum mai rade așa un pic de lămâie deasupra și sper că au ieșit frumoase. Pare să bucură copiii. Să bucură copiii, cum? De căpșuni. De căpșuni, da. Deci arată foarte bine. Wow! Azi am lucrat, de când lucrăm? De azi dimineață lucrăm aici. 10:30, acum e ora, vă spun, 5 fără. Și vreau să vă spun ca în continuare să aveți o seară plăcută, o seară de duminică plăcută la toată lumea. Numai bine, multă sănătate vă doresc din partea mea.
și vă rog ca în continuare să abonați canalul Mama Lucia dacă vă place ceea ce fac. Cu mult drag pentru dumneavoastră, pupici, pupici la toată lumea, dragilor!